Acest dialog cu domnia sa e contrazis de o relatare a domniei sale de început de carte, când povestește că Revoluția l-a prins cu un bilet de tren cumpărat de nu știu când și pleca acasă în Ardeal și era cât pe ce complotistul numărul 1, mastermind-ul acestei operațiuni, să rateze Revoluția. Hai să zicem beneficiarul numărul 1, okay. care și el a ratat-o. Dacă era cât pe ce să rateze complotul. Cam ridicolă situația. Ion Iliescu era în Casa Scânteii, nu? Da. Se dusese liniștit la serviciu, nu? La ora 8 dimineața. Mă rog. Păi, liniștit s-a dus cu certitudine. Se pare că Lina Ciobanu l-a sunat. Hai, Ioane! Hai, Ioane, că a venit vremea ta, aș zice eu mai departe. El nu este complotistul numărul unu. El este omul cel mai apropiat de beneficiarul complotului. Se recomandă ca fiind. Eu m-am amuzat de altceva. Vă rog. Că au fost multe momente care pe mine m-au amuzat. Eu m-am amuzat de replica lui Ion Iliescu când se revăd. Tu de unde vii? Din Zalău, probabil, a răspuns. Păi de ce n-ai fost pe baricadă la Intercontinental, spune. Îl întreabă Ion Iliescu, care nu fusese pe baricadă la Intercontinental. În mintea mea, sigur că s-a ivit declicul acesta, baricada asta de la Intercontinental era un loc marcat. De acolo doar Petre Roman a reușit să vină. Sau, mă rog, a zis că a venit de acolo. Și au mai fost alții care i-au acreditat parcursul. Exact. Da. Exact. Așa cum s-a făcut, de fapt. Dar rămânând la ideea complotului, da, bun, multă biografie contrafăcută raportat la personajele acelor vremuri, doamna Betea. O, ce poză frumoasă ați găsit cu Ion Iliescu. Da. Spuneți-mi așa, despre destinul de complotist al răsfățatului regimului până la un punct, Ion Iliescu, ați aflat ceva noutăți? De la Măgureanu? Despre destinul? Da. Nu, nici nu m-a interesat despre destinul, destinul de complotism. Mi s-a părut la un moment dat, într-o misiune, Măgureanu, în a-l proteja pe Ion Iliescu, în a-l valida încă o dată ca singurul capabil să gestioneze acele zile revoluționare. Mi s-a părut într-un efort, repet, de... Nu să gestioneze acele zile revoluționare, ci singurul validat ca succesor. Deși nu făcuse nimic deosebit care să îl legitimeze ca succesor al lui Ceaușescu. Tocmai aici este la noi o mare problemă, aceea lipsei de legitimitate. Pentru că, vedeți dumneavoastră, după cel de-al doilea război mondial, s-a fantazat mult, chiar și de către istorici de o anumită considerație, cât era de îndreptățită Ana Paucă, ce deșteaptă era femeia aceea, ce formidabilă, școlită și așa mai departe, în raport cu Gheorghiu Dej, să ia cârma Partidului Comunist din România. Ei, nu este deloc așa. Pentru că Gheorghiu Dej și echipa lui, care au ieșit din închisori, erau legitimați de ideologia pe care o reprezenta Stalin, sovieticii fiind stăpâni în România, România fiind țară învinsă în război, ei ieșeau din închisoare și puteau fi prezentați foarte adecvat cu eticheta, iată, aceștia sunt cei opresați de regimul burghezo-moșieresc pentru că au fost comuniști, pentru că s-au opus războiului și iată ce li s-au întâmplat, au stat în închisori, au zăcut ani și ani și așa mai departe. Erau niște personaje validate. Din coace, dacă mergem, dumneavoastră vă place mult ideea cu complotul. Da, mi se pare cea mai seducătoare dintre toate cele discutate. Întrebarea dumneavoastră este, de fapt, a fost sau nu a fost complot? A fost, da, exact. Aceasta este întrebarea. Ceilalți nu sunt validați. Cei sunt niște oameni care reprezintă o rețea de nemulțumiți.
Da, da, era o nemulțumire de asta pe în termen privat, doamna Beta, sau a fost o nemulțumire a unor oportuniști care au stat la pândă și au așteptat cotitura destinului? Nu pot să pun astfel de etichete. Nu, pentru că destinul, sunt întrebări, nu sunt. Destinul, ei erau foarte convinși. Bine, vă întreb altfel. Complotiștii au pus în mișcare un mecanism care s-a concretizat într-o revoluție, fie ea și 20 de ani, la 20 de ani distanță, sau pur și simplu ei au complotat în intimitate și s-a întâmplat revoluția și cumva ideile au fost convergente? Eu aș spune da la cea de-a doua ipoteză a dumneavoastră. Am înțeles. Și aș spune da, mergând și pe firul acestor istorii. Însă, vorbeam de Ion Iliescu. De fapt, Ion Iliescu este un personaj principal al acestei cărți. Da. Există o foarte bună carte despre cele întâmplate în decembrie 89 în România. Este teza de doctorat a lui Aneliu Tegabani, un doctorat în politologie într-o universitate americană, ea fiind documentaristă la Radio Europa Liberă în anii 80. Și ea face o foarte reușită analiză în această carte pe profilul lui Ion Iliescu. Ce reprezenta Ion Iliescu? Ion Iliescu e prezentat ca un nod al unor categorii, al unor rețele teribil de importante în România anilor 80. Este rețeaua foștilor studenți în Uniunea Sovietică, care îl cunosc cu toții pe Ion Iliescu, îl stimează și îl apreciază. Șef al studenților români. Sigur că da. Acești foști studenți în URSS, toți au intrat în structurile elitelor, în principal, a elitelor denumite nomenclatura 2, adică a oamenilor cu funcții în economie. Da. Este recunoscut, este un not în rețeaua foștilor fidei legaliști. Este un nod important în rețeaua tehnocraților, editura tehnică pe care el a condus-o și calitatea sa de președinte al Consiliului Apelor l-a pus în contact cu toată lumea care a valorat ceva sub raport managerial în economia românească. Este un nod în rețeaua activiștilor de partid în două zone și de nivel central, în două zone foarte importante, Iașu și Timișoara. Este un nod în rețeaua aceasta a nomenclaturiștilor, a fost secretarul cu propaganda. Deci vă dați seama că acest Ion Iliescu este un personaj, un fel de ancoră a speranțelor. În plus, din punct de vedere imagistic, el se pliază foarte bine. Oamenii nu se gândeau că se termină regimul comunist. Nu, că vine o forță, vine o formă mai umană. Sigur că da. Vine un activist de partid care prezintă o deschidere, o deschidere mentală, o deschidere programatică mai mare și în același timp imagistic este un om mai apropiat, reprezintă mai bine, nu știu cum să zic, tipologia aceasta a conducătorului mai apropiat de zâmbetul democrației occidentale. Ei, și tot de, ce v-am spus, tot fiorul perestroichist și de toate schimbările care... Până acum, cred că veți da dreptate că Ion Iliescu, din aceste puncte de vedere, era consensual speranțelor lui Virgil Măgureanu și a altora care își doreau în primul rând o schimbare de generație. Asta explică cumva și cursul firesc și asumarea imediată a noului aparat de conducere ca lider pe Ion Iliescu. Exact. Exact. Și el descrie foarte bine în haosul acela care era în zilele de decembrie 89 la televiziune în sediul fostului Comitet Central, că au apărut diverse grupări. Însă acest Ion Iliescu a întrunit în cea mai mare măsură aderența celorlalți. Da. Iar el este în proximitatea lui Ion Iliescu.